Bună ziua, dragi prieteni, bine v-am regăsit la Tomis TV. Vă invit să vorbim astăzi despre Mamaia, dar și despre Constanța din perspectivă turistică. Suntem la finalul sezonului estival, deși eu cred că vor mai veni turiști în Constanța, cel puțin până vine ciclonul Ashley peste noi. Discutăm despre bilanțul sezonului estival, despre turiștii străini care vor începe să vină de anul viitor în număr mai mare. Avem câteva vești bune în această privință și despre, evident, perspective, așa cum spuneam. Invitatul nostru de astăzi este domnul George Mondil, este președintele OMD Mamaia Constanța, Organizația de Management al Destinației. Bine ați venit! Bine v-am găsit și, bineînțeles, bun găsit tuturor celor care ne urmăresc. S-a terminat sau nu s-a terminat sezonul estival? Teoretic nu s-a terminat, mai avem câteva zile din luna septembrie. Practic putem spune că pentru stațiunea Mamaia sezonul acesta îl putem considera închis. Am avut un necaz, să care? Spunem așa, acele 3 săptămâni de ploaie. Noi am început foarte bine cu 1 mai, luna iunie a fost una bună, iulie-august nu mai vorbesc, excepțională din toate punctele de vedere. Dar de la finalul lunii august și până undeva la jumătatea lunii septembrie am avut o suită de zile ploioase care au fragmentat pur și simplu sezonul. Luna septembrie ar fi fost excelentă pentru turism dacă nu aveam acest număr mare de zile ploioase. Ce s-a întâmplat atunci? În primul rând, au închis foarte mulți operatori economici pe plajă. Fiindcă în momentul în care ai 3, 4, 5 zile ploioase, deja cam trimiți oamenii acasă, începi să strângi inventarul, era și începutul septembrie, nu se mai punea problema să redeschidă. În al doilea rând, închid cei mici cu magazinele, cu tarabele care se bazează pe traficul pietonal. Iar la final închid terasele. Nu mai rămân decât hotelurile mari, restaurantele mari, iar pentru turiștii existenții acolo, stațiunea pare pustie la un moment dat, când acești operatori economici de culoare, de nuanță, să le spun așa, închid unitățile. Dacă am fi avut o lună septembrie ca anul trecut, cred eu că puteam raporta un sezon glorios. Eu personal am cerut cifrele la Direcția Județeană de Statistică, îmi vor fi furnizate mai târziu, că știți foarte bine că e un delay de 45 de zile, și le-am cerut pe 3 calupuri temporale, ca să spun așa, până la 1 septembrie, până la 1 octombrie și până la finalul anului. Dar din ce se vede, cu ochiul liber, din ce spun hotelierii, din ce spun mari operatori din stațiunea Mamaia, 2024 a fost cu mult mai bun decât 2023. Cel puțin 7%, spuneți, o creștere, spuneți, într-o conferință. Eu sper să fie undeva 7, 10 sau 12%. Sunt oameni mai optimiști care probabil se gândesc la cifre mai mari. Azi, dar pentru mine 7%, să știți că e este mult? Destul de mult, fiindcă eu consider stațiunea un sistem economic. Și la 30.000 de locuri de cazare, o creștere de 7% e ceva mare. Anul trecut am avut 3,5%, oarecum cu PIB-ul României, cu creșterea. Acum 7% vă dați seama că suntem în zona încinsă economică. Poate fi mult, poate fi puțin. Suntem într-o inflație de 5,3%, cred, sau pe acolo. Dar eu nu mă refer aici la bani. Eu mă refer la indicatorii turistici, la persoane. Deci la numărul de persoane. La numărul de persoane, fiindcă Direcția de Statistică nu furnizează banii. Da, bănuiesc. La bani e bineînțeles că este mai mult, fiindcă adăugăm creșterea turistică peste inflație și peste creșterea prețurilor, să spunem așa. Deci o creștere a veniturilor de peste 7%, undeva de peste 10%. Putem prognoza, nu știu. Cabar exact. Peste 10%, cu siguranță. În media stațiunea Mamaia, aici știți cum e media. Îl raportează și pe cel de sus, dar îl prinde în calcul și pe cel de jos. S-ar putea ca unora să le fi mers mai prost, dar altora să putea să le fi mers excelent. Acum, indicatorii turistici sunt numărul de turiști români, numărul de turiști străini, numărul de nopți de cazare, durata medie a cazării, sezonalitatea întregului sezon, se referă la persoane. Îmi place să vorbim și despre lucrurile care nu merg tocmai bine în general, nu numai în turism, și unul dintre lucrurile care nu merge foarte bine, l-ați recunoscut și dumneavoastră, este numărul de turiști străini. Este undeva, nu știu, 3, 4, 5%. Da, e puțin. De prin 70 încoace. Da. E foarte puțin pentru numele stațiunii Mamaia. Bun. Noi nu vorbim aici de o stațiune care era cunoscută doar în România. Mamaia era recunoscută în plan european și plan mondial, ca o stațiune care atrăgea foarte mulți turiști străini. Vor mai veni vreodată jumătate din acele vremuri? Sunteți optimist sau nu? Eu sunt optimist, dar nu pot raporta la acele vremuri. Acele vremuri nu se vor mai întoarce niciodată. Fiindcă operatorul economic principal atunci era statul român. Exista o singură decizie, o singură autorizație de funcționare a statului. Acum discutăm în stațiunea Mamaia de 1000 de autorizații de funcționare.
1000 de amprente, 1000 de serii de buletin, 1000 de idei, 1000 de patroni. Și vă dați seama că lucrurile funcționează altfel. Doi, păi în anii aceia, diferența între un turist român și un turist străin era colosală din punct de vedere financiar. Românii plăteau mult mai puțin față de turiștii străini. Și atunci efortul era concentrat pe asupra turiștilor străini. Erau prețuri diferite, poate erau, nu și la hoteluri. Da, la hoteluri. De astăzi nu știu. Da. Peste tot erau prețuri diferite. Străinul plătește mai mult decât românul. Da. Da. Acum sunt egalizate. Ce să vă spun? Din punct de vedere financiar, lucrurile sunt egale. Da, cred că noi trăim, fiindcă trăim într-o economie de piață sau... și prețurile sunt afișate. Da. Indiferent din ce țară vii, vei plăti același preț. Nu mai sunt diferențiate, asta este și acum românilor le este mult mai ușor să vină la mare, în timp ce unui turist străin trebuie să se pregătească, să-și programeze, să-și particularizeze vacanța, trebuie să aibă avion să ajungă până aici. E destul de mult de muncă să organizezi o vacanță. Așadar, numărul de turiști străini în stațiunea Mamaia și pe tot litoralul nu are niciun rost să îl comparăm cu ce a fost în anii 70 și în anii 80. Chiar nu are niciun rost. Pe noi ne interesează să creștem numărul de turiști străini din momentul în care OMD-ul a preluat frâiele comunicării, dacă putem spune asta, și al promovării. Asta înseamnă din 2023. Eu, ca și an de referință, deși n-ar trebui, mă raportez la 2022. Aveți un număr de turiști străini? Îl am, dar n-aș ști să vi-l spun atunci. Am cifrele din 2020, le-am și pe cele din 2023. Sunt publice, cred că le-am și DGS-ul. Da, sunt publice. Oricine le poate verifica. Păi de acolo le-am luat. Am înțeles. Și 2023 pentru mine a fost un an la jumătate. M-am apucat de treabă târziu. M-am apucat de treabă târziu. 2024 pot să-l consider un an plin. V-am spus, din punctul meu de vedere, 2023 are 3,5% față de 2022. 2024 credem noi că o să sărim undeva 5-7% și lucrurile sunt în creștere. Indiferent că nu ne mai întoarcem la vremurile glorioase de odinioară, important este că procesul economic din stațiunea Mamaia este în creștere de la un an la altul. Am început să ne organizăm. Stațiunea nu mai este în bătaia vântului, pur și simplu. Vorbește centralizat, vorbește organizat, acum vorbește bine, vorbește mediocru sau vorbește prost, rămâne să aprecieze alții. Apreciază turiștii, dar da. Vorbește pe o singură voce, da? Vorbește pe o singură voce și e foarte important să vorbească pe o singură voce și să prezinte situațiile reale așa cum sunt ele, fiindcă există și exagerări voite sau involuntare. Există și interese, ca pe peste tot în lumea asta, din toate timpurile, în orice domeniu. La început am alergat și m-am oprit să respir soare și apă. Am învățat dansul în ritmul valurilor și am râs de poftă. Am respirat adânc aerul proaspăt și am explorat. M-am relaxat și am visat cu ochii deschiși. M-am întors pentru că mi-era dor de locul în care vara prinde viață. Ultimul an observăm un fenomen care este din ce în ce mai prezent, vandalizarea acestor platforme de gunoi și ale acelor clopote, unde practic se aruncă peturile și sunt cetățeni care nu sunt cetățeni ai orașului Constanța, care vin, vandalizează, încearcă să scoată acele peturi, întorc clopotele și pe lângă faptul că distrug acele clopote, lasă și foarte multă mizerie, creează un disconfort tuturor celor care locuiesc în zonă și nu numai, tuturor cetățenilor. Avem clar nevoie de toți cetățenii orașului Constanța și nu numai. Dacă au poze, dacă au filmări, suntem deschiși și acționăm instantaneu atunci, în momentul în care primim aceste filmări, ca să încercăm să stopăm acest fenomen, pentru că acest fenomen nu este altceva decât vandalizare și furt, care, bineînțeles, se pedepsește conform legii, iar curățenia și ordinea la noi în orașul Constanța sunt nenegociabile. Adică păstrăm și spiritul, dar și litera legii.
Sunt 46.900 de turiști străini în 2023, 47 spre deosebire de 45.100 în 2022, deci o creștere. Da, avem și vești bune, așa cum spuneam la începutul emisiunii, la conferința de presă recentă la care au participat mai mulți actori din turism, spunea domnul Nicolae Bucovală, care are hotelul în, am aflat de la dumneavoastră, Olimp, da? Mamaia, în principal, și Eforie, că vor veni mulți turiști polonezi. Constați, un contract de 5 milioane de euro. Contractul de 5 milioane de euro, dar acesta este contractul lui. Contractul lui, nu, eu mă gândesc, nu mă interesează banii pe care îi încasează, multe, mă gândesc la turiștii care vin. Sunt intră ceva mai multe direcții de acțiune pe piața poloneză. Pe de o parte, se știe foarte bine că litoralul românesc, care era cel mai mare tur operator care opera în zona aceasta litoralului, cu cifre impresionante în ceea ce privește și numărul de turiști și fluxurile financiare, a intrat în colaborare sau a fost cumpărat, să spunem așa, de către o mare firmă poloneză. Este anunțul public, se știe. Ionuț Nedea era patron acolo, a vândut către niște polonezi. A păstrat pachetul managerial, ca să spun așa. E manager în continuare acolo și Ionuț Nedea e și proprietar de hotel pe litoral. Deci lucrurile se leagă din acest punct de vedere, că și polonezii nu au venit întâmplător aici. Pentru ei e foarte important să aibă o intrare lejeră către o țară cu litoral la o mare caldă. 2. În afară de faptul acesta avansat al tur operatorului litoralul românesc, noi suntem undeva mai în spate cu contactele și discuțiile cu piața poloneză. Noi discutăm acolo odată cu Camera de Comerț a Poloniei, unde suntem membri, și cu Camera de Turism a Poloniei, și acolo suntem membri. Da, noi ne-am înscris, noi am vrut. Pe cum altfel să începem noi a discuta cu tur operatori, cu agenții de turism din Polonia? Primul lucru îi găsim la Camera de Comerț. Corect. Și am decis să devenim membri acolo. Și doi, ne ducem la târgurile respective. Dacă e să discutăm de târguri, știți că toamna trecută, în noiembrie trecută, am fost în Polonia la târg, acum mergem la două târguri în Polonia, care sunt la câteva zile distanță. Ambele sunt în Varșovia. Primul este târgul de turism al Camerei de Turism a Poloniei, unde vin numai tur operatorii din turism, se discută acolo, și la câteva zile este marele târg al Poloniei. Deci oarecum pe Polonia lucrurile se mișcă. Există contacte și cu compania aeriană Logos LOT, dar acolo ne mișcăm mai greu, fiindcă e vorba de bani mai mulți și acele cifre pe noi ne depășesc. Trebuie să recunoaștem. Pe noi OMD. OMD, da. Pe noi pe OMD. Da, dar nu suntem singuri pe lume. Asta nu suntem singuri pe lume. Asta ar trebui să vedem ce ar putea să facă și Consiliul Județean în sensul ăsta. Ministerul e o discuție mai lungă. Deci dăm o temă domnului Florin Mitroi. Ar trebui, dar nu doar cu lotul, cât și cu Turkish Airlines. Acolo suntem mai avansați cu discuțiile, dar la final se va ajunge tot la discuția despre bani. Tot și iarăși va trebui să cerem ajutor de la domnul Mitroi. Ei sunt asociați, au acțiuni în aeroportul Cogălnicianu. Da, vreți să aduceți pe Cogălnicianu. Cam asta despre piața poloneză. Deci pe Cogălnicianu. Păi discutăm de cursele pe Cogălnicianu, fiindcă e foarte important. Toată lumea pune aceeași întrebare. Cum ajungem cât mai repede în Mamaia? Pe ce aeroport aterizăm? Ce curse avem? Iar acolo începem să ridicăm din numeri. Fiindcă aeroportul Cogălnicianu nu prea are curse. El este într-un program major de renovare acum și o să arate foarte bine. Terminalul se reabilitează, poate nu știe lumea, și ar trebui să fie gata în curând. La 1 ianuarie, și, dar eu bine, zic undeva la 1 mai aeroportul o să fie boboc, cred sezonul, eu. Da, o să fie un aeroport micuț, cochet, tehnologizat, adus în mileniu 3. Suntem în Schengen, e foarte ușor. Da, e foarte aproape, sunt 10 minute, 15 minute de mers cu mașina. Așadar, că în momentul în care aeroportul o să fie nou-nouț, scos din cutie, în momentul în care ei vin cu reduceri masive pentru taxele de aeroport, și ei asta fac ca să aducă cursă nouă câțiva ani de zile, reduc foarte mult taxele. Tot ceea ce rămâne este ca tur operatorii împreună cu operatorul de companie aeriană să facă în așa fel încât să umple cel puțin jumătate de avion. Acolo este lupta. Bine, aceste lucruri deocamdată se fac destul de greu. Fiindcă prima dată tur operatorul întreabă, ok, care e cursa? Compania întreabă, ok, care e tur operatorul care aduce jumătate de avion? Deci suntem într-un cerc vicios, să spunem așa. Undeva buba o să se spargă și o să înceapă să funcționeze povestea. La Turkish Airlines toată povestea se face cu transfer de la Istanbul, fiindcă nu se poate altfel. Turkish Airlines este o companie mare, care are curse în toate orașele medii și mari, nu ale Europei, ale lumii. Iar atunci, ei nefiind din Uniunea Europeană, un zbor direct, dau un exemplu, Germania-România, s-ar considera cursă internă și atunci totul trebuie să treacă prin Istanbul. Ca să momești, să zic așa, printre ghilimele, un turist străin să accepte o escală la Istanbul, trebuie să ai foarte multe curse în ziua respectivă la Constanța.
Asta înseamnă că el, în momentul în care aterizează, să aibă la dispoziție o oră, o oră jumate, două și să se suie imediat în avion. Deocamdată Turkish Airlines are două curse pe săptămână. Deci da, nu se leagă. Și nici dacă reușim să-i convingem să facă o cursă pe săptămână, în fiecare zi, o cursă pe zi, din momentul ăla, teoretic, orice european ar putea ajunge la Constanța, indiferent de unde ar fi. Iar după aceea, în funcție de cât de pline sunt avioanele, pe durata sezonului, evident, nu are nimeni pretenția ca în februarie sau în ianuarie să fie pline avioanele. Din momentul acela, dacă sunt mai multe curse pe zi, v-am spus, oricine se poate conecta repede către Constanța și devine mai atractivă stațiunea și orașul implicit. Au ce vedea polonezii în oraș? Au ce vedea. Stațiunea deoparte, pentru că în oraș au ce vedea mai mult decât în stațiunea, domnul da? Fiindcă știu că polonezii la o mare cale, așa cum spuneți. Polonezii seamănă cu noi. Vremea la Constanța în septembrie, octombrie și noiembrie, păi nu se compară cu vremea din Polonia. Eu am fost în noiembrie și am crezut că stă în vârful muntelui. Deci atât de frig era. E mai la nord vreme. E un ger extraordinar. Luna septembrie, care în Constanța o știți și dumneavoastră, e o lună frumoasă. Constanța are ce arăta. Soarele este blajin. Marea este romantică. Te poți plimba. Există și plăci deschise, să știți. Am fost ieri în stațiunea Mamaia, există în continuare plăjă. Se poate face plăjă, da? Se poate face plajă, există șezlonguri, există umbrele, există operatori, există beach baruri deschise. Da. Păi în Constanța, la 2700 de ani de istorie, cel mai vechi oraș al țării cu locuire neîntreruptă, ai ce vedea. Constanța are ce arăta, ea în România este un oraș încărcat de istorie, încărcat de toate vestigiile administrațiilor trecute, marile imperii, roman, bizantin, otoman, în afară de celelalte stăpâniri, tătare, bulgărești, grecești. Totodată, avem varianta de coffee break care a început să funcționeze la Constanța, în care vinerea, sâmbăta și duminica, până în luna noiembrie, avem Bulevardul Toms activ. Până în noiembrie îl închid? Păi eu cred că o să fie până la 1 noiembrie, fiindcă la 1 noiembrie, dacă vă aduceți aminte, puteți să mergeți ziua în tricou. Seara e mai frig, dar ziua e cald. Ziua e cald. Și mai există evenimentele. Una peste alta, restaurante sunt, distracții hai sunt. Ați observat, Ștefan cel Mare a început să funcționeze pe partea aceasta spre mare. Deci ar avea ce să facă polonezii. Să nu ne închipuim că și la Varșovia, când ieși seara acolo, dă distracția pe afară. Nu. Oamenii se retrag în restaurante, în baruri, în cafenele. Ziua vizitează monumente, vestigii comuniste acolo. Casa Scânteii de la ei este celebră. Este mai mare decât a noastră, cea din București. Și este prima construită. Știți ce am văzut acolo și mi-a tras atenția? Așa că o paranteză. Am luat o cafea dimineață, chiar în Varșovia, da, la ora 8, și o tânără domnișoară, frumoșică, zâmbea. Da. Dar cafeaua zâmbind, lipsește asta turismului românesc? Vi se pare că sunteți un băutor de cafea, nu? Așa se declarat odată la niște colegi, da, nu știu. Lipsește zâmbetul, amabilitatea acestui în turism. Cultură. Să știți. Aici să înțeleg că lipsește, nu? Nu are legătură nici cu EMD, da, nici cu turism. Nu e vorba de acreală aici. E vorba de cultura otomană. Noi suntem în Constanța. Cam tot ce este până la Carpați, cultura otomană și morala otomană duce ca oamenii să nu prea zâmbească unii la alții, fiindcă se interpretează. Să știți, este poveste Zou? În tot arealul care a fost sub otoman, este poveste spre Asia, dar pe Asia aproape de Europa, adică zona stanelor, ca să spun așa, Kârgâzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan, zona rusă spre Moscova, ce este pe zonă catolică. În partea aceea, zâmbetul este considerat ceva normal. Aici zâmbetul este considerat o chestiune împotriva moralei Bisericii Ortodoxe. Care n-ar trebui să aibă o legătură, n-ar trebui, scuzați, dar, cu turismul și cu ce se întâmplă în Horeca? Mare parte din cei care operează cu turiști zâmbesc. Dar sunt oameni pentru care zâmbetul nu e o chestiune la locul da, lui. Interesant. Da, da. Gândiți-vă la treaba asta. O să mă gândesc, da. Am remarcat în Polonia că lumea zâmbește mai des decât la zâmbesc. Zona da, ține de Europa Centrală, parte germanică. Parte germanică, da. E și cu vremea mai friguroasă decât la noi. Nu prea găsești motive de zâmbet când sunt 8 grade afară. E bănuiesc că nu se zâmbește la minus 10 grade afară, se zâmbește la interior, unde e cald. Tehnologia modernă, civilizația interior, da, a adus căldura pe peste tot.
Unde mai mergeți în afară de Polonia anul acesta? La Londra, fiindcă e normal să fim la Londra. Acolo este cel mai mare târg de turism din toată lumea. Să facem o pauză, vă rog. Ați fost și anul trecut în Londra. Nu cred că au rupt turiștii ușile mamaii, ușile figuratele mamaii. Dar nici nu se poate de pe una pe alta. Haideți să explicăm ce înseamnă participarea acestui la târg. Te întâlnești cu companii și cu oameni care altfel nu prea ai cum să stai de vorbă cu ei. Pe internet, ok, poți acționa, îi poți ataca printr-un mail, dar se răspunde sec. Mulți nu știu anumite lucruri, nu-i interesează. La târg este o chimie. Apar zâmbetele, ca să spun așa, și se discută relaxat, degajat. Ce putem să facem? Veniți pe la noi. Uite, noi suntem ăștia. Ei la rândul lor și ei vor să-și vândă marfa. Să nu vă închipuiți că și pe noi acolo nu ne caută tot felul de companii să ne vândă nu știu ce. De la vacanțe, de la produse media, de la produse informatice, digitale. Sunt 11.000 de variante, 11.000 de mărfuri, ca să le spun așa. Asta se face la târguri. Și noi acolo intrăm în contact nu neapărat cu tur operatori la Londra, cât intrăm în contact cu bloggeri, influenceri, companii, media, și acolo am acționat pe Marea Britanie. Suntem în contact și cu vreo 3 agenții de turism de acolo. Încet, încet o să-i predăm toți acești tur operatori străini. O să-i predăm la un tur operator agreat, care trebuie să intre în contact cu ei, că lumea trebuie să știe, OMD-ul nu vinde pachete turistice, nu vinde cazare, nu vinde mese la restaurant, nu avem treabă noi cu așa ceva. Prezentați și promovați. Noi prezentăm o destinație turistică integrată, cu tot ce are ea mai bun. Încercăm să o facem cât mai rațională, cât mai logică, cât mai atractivă. Iar după aceea, discuțiile finale trebuie să le poarte cineva autorizat, care trebuie să aibă de la hotelier prețurile, de la restaurante, valorile meselor și tot așa. Cum se face cu transportul, cum se face cu transferul. Sunt mai multe chestiuni pe care tur operatorul trebuie să le prindă în valoarea pachetului turistic. Asta e meseria, și asta ei discută deja profesionist. Pentru noi este important să fim acolo să prezentăm Mamaia și Constanța. Și slavă Domnului, în cele 3 zile de târg la Londra, chiar e mult de muncă, ai cu cine să vorbești. Noi deja am început să fim activi și o să fac o glumă acum. Vă invit pe la sediu să vă arăt un dosar ca să vedeți care este riciul nostru. A ține Anglia sau cu riciul, ca să știe Anglia, da. M-a întrebat Felic Predescu, da, care e, nu știu, feedback-ul în urma, da, unor evenimente, da, pe care le-ați avut cu influencer. Un trip. Și da, domnul Mădile i-a spus, vă invit să vedeți riciul pe dosarul, care l-am avut. Dosarul, da, dosarul, se dosar se vede riciul. Și lumea era un pic de lume, ce e riciul, ce e riciul? Câte treceri sunt pe postarea respectivă? Da, da, deci înțeleg că e riciul mare. Este normal, mare, da. Și pe Italia, și pe Irlanda, și pe Germania, și pe Anglia, și pe Polonia. Cam aceasta a fost compoziția infotripului. Pe Polonia, să știți că văd rezultatele, adică vor veni turiști. Încă nu se văd pe Italia, pe Germania, pe... Nu știu, poate e de vreme, poate nu. Este poate... de vreme. Aici așa cum este ca și reclama la televiziunea națională. Poate să măsoare cineva cum se vede în business decât după câțiva ani de zile. Ca și reclama de la outdoor, să presupunem că mâine, păi mâine, punem niște panouri pe autostradă. Nu vedem imediat în cifre și în rezultate financiare. Și a pus un soldat și s-ar putea să le fi pus degeaba, de exemplu, dar așa, într-o mai fie vorba. Da, mă rog, nu se văd imediat. Nu, nu cum se vadă imediat, el trebuie să se vadă de la an la an. Câteva mii în plus de la an la an, să știți că dolar cu dolar se adună, om cu om se adună. Un om care vine și e mulțumit, va mai convinge 10 în decursul anului când el va povesti ce a făcut. Deci avem așa, Polonia, Londra? Polonia, Londra, Rimini acum în octombrie, fiindcă trebuie să intrăm pe piața italiană. Dar s-a fost în Italia, n-a Rimini? Mai fost, nu, este prima oară. Am avut contacte cu ei, cu reprezentanții tur operatorilor, 5 companii din Italia au venit acum în acest infotrip, plus blogger, influencer, jurnaliști. Și acum mergem să discutăm din nou cu ei și alții, fiindcă ne interesează să ne adresăm la un număr cât mai mare de tur operatori, ca la un moment dat când predăm toată această treabă, cel din România să aibă cu cine discuta, să fie avansate discuțiile. Da, Italia, cu orașele sale uimitoare, pline de istorie și cu plajele sale frumoase, da, are nevoie de... poate trimite turiști în Constanța? Păi, la fel se pune problema, de ce se duc românii în străinătate, de ce nu vin pe litoral? Există multe explicații, dar la polonezi înțeleg, pentru că așa cum spuneți, mare, rece... Da, italienii sunt 40 de milioane de italieni care în fiecare vară, iulie, august, ei dispar din Italia, pur și simplu, pleacă. Italia e goală. Se înlocuiesc italienii cu turiștii. Dar e de mult circulația aceasta... și a nemților, și a italienilor, și a francezilor, țările capitaliste dezvoltate fac treaba asta din anii 60. De când avioanele sau trenurile sau autocarele
au reușit să ofere prețuri pentru toată lumea. Cu alte cuvinte, turismul s-a democratizat. Înainte era apanajul aristocraților, burghezilor, oamenilor cu bani. Acum toată lumea se plimbă, toată lumea circulă. Turismul a ajuns o chestiune de masă. Deci avem Londra, Polonia, Italia... Rimini, Londra, Varșovia de două ori. Da? Acestea până acum. Poate urma încă ceva? Sau? Revelion, iar după aceea intrăm din nou Berlin, Paris, dar târgurile nu sunt activitatea noastră principală. Noi ne ducem acolo fiindcă am luat decizia că Mamaia nu mai poate sta în izolare. Nu se ducea nimeni pe la târg. Da, ăsta este un subiect și interesant, l-a spus și în conferința de presă și ne-a atras atenția. Mamaia trebuie să se dezvolte prin turiști străini, spuneți. Da, nu trebuie să, este opinia să se bazeze mea, pe... O pot argumenta. Dar mie îmi place opinia asta și vă rog să o argumentez. Deci, a spus că trebuie să fie un Babilon. Să da, un Babilon multe, cultural, un Babilon lingvistic, deci era cunoscut turnul Babel. Da, pentru foarte multe limbi. Dar acum există o lingua franca. Să spunem așa. Engleză. Există limba engleză, da, care este dată de tehnologia informației, este dată de computere, dată de internet, toată lumea o vorbește, nu știu cât de mult o stăpânesc foarte bine, dar mai e cazul. Există o engleză globiș, care se folosește pe tot, indiferent de accente, și îi face pe oameni să se înțeleagă unii cu alții. Totodată, noi nu putem să stăm ca stațiune doar pe turiștii români, fiindcă turiștii români, mai devreme sau mai târziu, se vor plictisi de noi. Fiindcă a venit de câteva ori pe an în stațiunea Mamaia, ar fi foarte, foarte plictisitor. Și vor încerca inevitabil experiențe noi. Pentru că vor încerca, și dar noi trebuie să ieșim și să arătăm că în stațiune sunt și alți oameni în afară de români. Fiindcă o stațiune care vorbește aceeași limbă, limba română, care devine monoetnică, monolingvistică, monolingvă, ca să spun așa, ia ușor, ușor, praful se va așeza pe ea, din aproape în aproape. Și la un moment dat o să fie foarte greu să recuperăm spre aproape imposibil. Fiindcă vom ajunge cu discuția aceea de la începutul emisiunii, când încep să se închidă terase, plaje, magazine și devine neatractivă. Toate destinațiile mari și Arabia au înțeles și ei treaba aceasta. Știți că stațiunile lor erau numai pentru ei. Și încet, încet, nici arabii din zona Golfului nu se mai duc în acele stațiuni, fiindcă se întâlneau unii cu alții tot timpul, numai ei. Și ușor, ușor le-au deschis, deși nu vroiau, dar au fost obligați de legile economice internaționale, de piață, să le deschidă către turiștii străini. Ceea ce lor le aduce un mare afront în plan moral. Fiindcă ei au legile lor morale, vestul capitalist are alte legi morale. Și nu prea se pupă unele cu altele. Dar, dacă veți observa, investițiile Arabiei Saudite pe litoralul lor, cu miliarde în tot felul de stațiuni pentru turiștii străini, unde se mixează și cu arabii, cu saudiții, veți înțelege că nu se mai poate sta în cochilie. Și atunci noi trebuie să ieșim în întâmpinarea turiștilor străini, nu neapărat din punct de vedere financiar, ei nu mai sunt o oportunitate ca bani. Încă turiștii români de multe ori plătesc egal sau chiar mai mult decât turiștii străini. Dar ei aduc acea savoare, acea culoare, acea sclipire a stațiunii, acel Babilon cultural, acel turn Babel al limbilor. Vezi oameni din alte țări, fac poze, se mută datorită rețelelor sociale, fotografia din Mamaia ajunge în orice țară din lumea asta. După cum și noi primim pe telefoanele noastre fotografii de oriunde. Și uite așa intrăm în marele circuit al turismului internațional, în marea petrecere a lumii sau în marele spectacol al vieții, ca să spun așa. Avem nevoie de turiști străini, v-am spus, pentru culoare, pentru exotism, pentru chestiunile frumoase. Da, interesant. Va mai trece ceva timp. Va mai trece, dar lucrurile se fac încet, încet. Drumul e inevitabil, mici, spuneți, da? Greu e din punctul meu de vedere. Ceea ce facem noi se poate compara cu o căruță încărcată cu bolovan pe care încercăm să o împingem pe un deal abrupt. Este dificil, dar mișcăm căruța cu centimetru cu centimetru în sus. Nu ne putem permite să o ia la vale. Mai spuneți că nu puteți, dumneavoastră aici, OMD-ul, da, nu poate Primăria Constanța, nici Consiliul Județean. Nu mai țara, poate. Nu poate, pentru că este o chestiune care ține de țară. E o chestiune de țară, de țară, nu? Știți cum e? Ce ar însemna acum Constanța să se promoveze prin dumneavoastră și trei restaurante și patru hoteluri? Nu merge. Iată, să se promoveze integral Constanța. Acum, România, ca să o promoveze, trebuie să o promoveze Ministerul prin OMD-ul Național. De aceea am tot lansat apeluri. E înființat, mă scuzați. Nu este înființat, nu avem nici măcar legislație în sensul ăsta. Există bune intenții la Ministerul Turismului. OMD-ul Național trebuie să se înființeze, fiindcă el trebuie să preia frâiele promovării strategice și integrate a României. Ce faceți dumneavoastră aici în Constanța? Mamaia să facă un minister la nivel național pentru România. Da, pentru România. El trebuie bugetat de la bugetul național, de către guvern, dar trebuie gândit serios, fiindcă
dacă dai cu un dolar mai puțin decât ai nevoie, sunt gloanțe în apă. Adică sunt considerați bani pierduți. Trebuie să te gândești cât costă o promovare eficientă pe un an, care sunt țările țintă, că nu trebuie să te adresezi tuturor din lumea asta, și să cheltuiești cât e nevoie. Și de-abia atunci vei vedea rezultate în 3, 5, 7 sau 10 ani. Vei vedea rezultate. Fiindcă și noi când am făcut în anii 60-70 contractele cu străinătatea, nu din primul an s-au umplut stațiunea Mamaia și litoralul. Nu, a durat ceva. Totodată, sarcina acestui OMD național este, repet, să facă promovarea României. În interiorul României, cât și în vecinătatea apropiată, vecinătatea internațională apropiată, cum ar fi Balcanii până în Italia, cum ar fi Asia apropiată, poate rezolva problema și OMD-ul regional. Fiindcă degeaba merge cu OMD județul Constanța, OMD județul Mehedinți, OMD județul Vaslui și OMD județul Teleorman. Nu spun nimic dincolo de granițele țării. Trebuie să vii cu Dobrogea. Regiune care are un areal natural integrat, delta Dunării, munți, păduri, litoral. Ofer delta ceva ce oferi mai multe chestiuni, fiindcă și atunci veți vedea pachete de 7 zile, de 10 zile. Fiindcă ai ce să faci. Dacă vii pe litoral în 3 zile, nu mai ai ce să mai faci 4 zile. Deja vezi tot. Dar deja când faci excursii de o zi către cetăți, către mănăstiri, către crame, către delta Dunării, deja 10 zile ți se par puține și când ai plecat de aici, ai avut o experiență turistică integrată, pleci încărcat de energie și când ai ajuns deja la tine acasă, te încearcă nostalgiile. Căci este foarte important ca un turist, în momentul în care a plecat din destinație, să se gândească când anume se întoarce, fiindcă deja îl încearcă nostalgia. Asta e turismul, industria nostalgiilor. Și rolul unui OMD, rolul unei destinații este să câștige un turist, dar să îl și păstreze. La început am alergat și m-am oprit să respir soare și apă. Am învățat dansul în ritmul valurilor și am râs, de poftă. Am respirat adânc aerul proaspăt și am explorat. M-am relaxat și am visat cu ochii deschiși. M-am întors pentru că mi-era dor de locul în care vara prinde viață. Ultimul an observăm un fenomen care este din ce în ce mai prezent, vandalizarea acestor platforme de gunoi și ale acelor clopote, unde practic se aruncă peturile și sunt cetățeni care nu sunt cetățeni ai orașului Constanța, care vin, vandalizează, încearcă să scoată acele peturi, întorc clopotele și pe lângă faptul că distrug acele clopote, lasă și foarte multă mizerie, creează un disconfort tuturor celor care locuiesc în zonă și nu numai, tuturor cetățenilor. Avem clar nevoie de toți cetățenii orașului Constanța și nu numai. Dacă au poze, dacă au filmări, suntem deschiși și acționăm instantaneu atunci, în momentul în care primim aceste filmări, ca să încercăm să stopăm acest fenomen, pentru că acest fenomen nu este altceva decât vandalizare și furt, care, bineînțeles, se pedepsește conform legii, iar curățenia și ordinea la noi în orașul Constanța sunt nenegociabile. Adică păstrăm și spiritul, dar și litera legii. Aveți dialog cu cei din Tulcea? Avem dialog, dar nu s-a concretizat. Eu m-am străduit foarte mult și în 2023 și în 2024. Mai multe contacte pe la Consiliul Județean Tulcea. I-am așteptat să vină să discutăm. I-au căutat și cei de la Consiliul Județean Constanța. Au și venit la niște dezbateri publice aici.
în 2023, au rămas că da, fac și ei același lucru, ne unim și îl facem pe cel regional. Nimic. A mai insistat domnul Ianache Bucovală, iarăși nu s-a întâmplat nimic, de la OMD-ul județean. Da. Nici nu mai știu, mi-e și rușine să-i mai sun, am numerele lor. Se pare că nu vor. Am discutat cu cei de la OMD municipiul, tu ce ei își doresc, dar nu pot să-l fac doar cu ei. Trebuie cu Consiliul Județean. Trebuie să fie și județul acolo. Da, fiindcă noi trebuie să asigurăm un buget minim, conform legii, pe care trebuie să-l împărțim între noi asociații, adică OMD Județul Constanța, Consiliul Județean Tulcea, eventual aeroportul Mihail Cogălnicianu. Fiindcă ministerul ne obligă la un buget minim. Nu putem să-l ținem noi. Iar OMD municipiul Tulcea, iarăși nu au puterea necesară. Aeroportul mai puțin, adică ei nu se bagă financiar în povestea asta decât simbolic. Dar pentru ei, noi e bine ca aeroportul să fie în OMD, fiindcă discutăm profesionist de fiecare dată cu oricine. Uitați, colegul nostru vine la discuții. Au și un aeroport acolo, vreo 10 turiști pe an. Cam așa. Așa a fost atunci, dar și ei l-au modernizat. Speră și ei acum ca să fie poartă de intrare spre Delta Dunării. Da. Speră. Dacă se mișcă profesionist, într-adevăr o să aibă circulație și pe aeroportul Tulcea. Cam asta era cu OMD-ul național și cu OMD-ul regional. Nu poate face Mamaia sau Năvodariu sau Mangalia să facă singuri, așa, de capul lor, promovare internațională. Nu merge. Bugetele sunt prea mari. Sprijin de la minister, aveți acum de vreun fel? Ministerul nu are cu ce să ne sprijine. Ministerul ne-a dat un aviz, ne urmărește la anumite cifre. La 4 ani de zile și cam asta este. Cam asta e, nu? Cam asta e. Ei își văd de treaba lor, dar n-au buget, că am văzut ce buget au pentru promovarea internațională, câteva milioane pe an, de euro. Nu merge, vă dați seama. Noi deja aici, eu mă gândesc aici, sunt îngrijorat de ce o să fie în anii viitori. De ce? Păi, avem mai multe pierderi, ca să spun așa. Pierderi financiare, între ghilimele. Să mă exprim plastic. În primul rând, avem o creștere a prețurilor datorată câmpului muncii, datorată energiei, datorată inflației. Cu alte cuvinte, produsele de promovare cresc ca și valoare. Banii pe care îi plătiți pentru promovare. Pentru orice produs pe care îl cumpăr. Da. Am o creștere de vreo 20%. Din 2022 până în 2024. Datorită războiului, ce-i drept. Da, e o realitate. Pe de altă parte, am un TVA pe care îl pierd, 19%. Noi nu suntem plătitori de TVA. Nu deducem TVA-ul. Deci nu puteți să deduceți. Nu putem să deducem. Îl luați și îl dați statului. Exact, îl închidem în noi, suntem ca și consumatorul final. Iar asta pentru orice țară, pentru orice companie mare, pentru oricine pe lumea asta, 20% din buget e ceva ucigător. Mai am contribuția de 20% către OMD-ul județean, fiindcă noi și Consiliul Județean susținem acest OMD. Deci vă dați seama, 20% din buget și cu 20% TVA avem vreo 35% printr-o matematică simplă aplicată. Asta înseamnă că din 3 dolari, doar 2 dolari îi pot folosi cu eficiență pentru produsele de promovare. Deja pierd o treime din bani. Da, dar plus creșterea din păcate. Asta e pierdut și anul trecut pe ăștia. Tot timpul îi pierd, da. E o îngrijorare. Am înțeles, da. Mai există o chestiune. Constanța nu participă la această promovare. Municipiul Constanța? Municipiul Constanța nu participă la această promovare. Și nu se poate face promovare pentru un oraș de peste 300.000 de locuitori și cu o stațiune de 30.000 de locuri de cazare lipită doar pe banii, pe spinarea agenților economici din stațiunea Mamaia, că nu merge. Și atunci avem nevoie de un buget mai mare la care trebuie să contribuie și Constanța. De ce nu? Fiindcă taxa nu se aplică pe Constanța, decât taxa turistică, deci, de 1%. Ca să înțeleagă toată lumea. Finanțarea dumneavoastră vine acum din taxa aceasta pentru turism, cea mai mare parte. Din două taxe. Din taxa turistică de 1%, pe care o plătesc turiștii. La hotel, hotelurile o dau către Spit, Spitul către primărie, primăria către noi. Și a doua din taxa de promovare. Taxa de promovare care plătesc operatorii economici. Acum stațiunea mama are una peste alta vreo 30.000 de locuri de cazare. Hai, nu toate sunt fiscalizate, duse pe la Ministerul Turismului sau pe la ANAF. Să presupunem că vreo 25.000 de locuri de cazare. Aceste 25.000 de locuri de cazare, valoarea fără TVA a cazării, are o taxă de 1%. Acești bani se strâng și vin la Spit, ulterior prin primărie ajung la noi. Constanța are și vreo 2-3.000 de locuri de cazare. Deci vă dați seama că am 10%, sub 10%. Cealaltă taxă plătită de agenții economici o plătesc numai cei cu activitatea în stațiune. Cei cu activitatea în oraș nu o plătesc. Și atunci vă dați seama că 95% din taxa care se strânge
vine din stațiunea Mamaia. V-am spus, nu are putere stațiunea Mamaia să țină pe umerii ei un oraș. Fiindcă promovarea necesară pentru Constanța, păi este mai mare, mai grea, mai scumpă decât promovarea stațiunii Mamaia. Dacă aș face aceleași lucruri în Constanța, care le fac și pentru stațiunea Mamaia, în primul rând că ar trebui să mă întind mult mai mult, arealul temporal, nu, intervalul temporal este mai mare, că trebuie să încep din aprilie să mă opresc în noiembrie și trebuie să fac ceva și în decembrie. Echipuiți-vă, pe calupurile de publicitate la televiziunile naționale trebuie să fiu 12 luni pe an. Bine, ar trebui să fiu și cu Mamaia 12 luni pe an, dar nu-mi permit. Deci vă dați seama cam la ce sume ajungem. Din punctul meu de vedere, dacă taxa nu se întinde, nu se extinde și pe orașul Constanța, fiindcă avem aici zone întregi, Portul Tomis, Piața Ovidiu, zona peninsulară, zona centrală, tot arealul de la pescărie și până în centru, care este pe partea plăjii. Toți oamenii aceștia, toți operatorii economici, care furnizează servicii și produse pentru turiști, se înfruptă din banii turiștilor. Cine vine în Mamaia, putem presupune că dă o... este în felul următor. Cazare la Mamaia, plajă la Mamaia și de după amiază plimbare prin Constanța. Eventual un restaurant aici, restaurante, eu nu cred că vine cineva în Mamaia, un turist fără să dă o fugă în Constanța. Nu există, de cel puțin două zile vine în Constanța, da, fiindcă este la modă. Turiștii respectă moda internațională. Iar moda internațională arată în felul următor, începând cu 2020, cel puțin pe România. Case vechi, instantanee, peisaje, patrimoniu, zonă aglomerată cu tot felul de turiști. Iar cine oferă în Constanța treaba asta? O oferă zona peninsulară și coborârea spre Piața Ovidiu, statuile, cazinoul. Și să ținem cont că în noiembrie, anul ăsta... Marina, bărcile de acolo, șalupele. Ce se întâmplă? Vă ascult. Acești operatori economici fac profituri de pe urma turiștilor. Dar ei primesc un număr de turiști la cărora aducere ei nu contribuie. Ei trebuie să înceapă să plătească această taxă. Ați avut discuții? N-am avut discuții. Preliminarii? Atunci când s-a introdus taxa nouă, m-am mirat să văd că operatorii vor să plătească. Eram în sală, acum mult timp, era Radu Mazăre primar și au spus, noi vrem să plătim. Da, dacă, să se facă ceva. Dacă e o taxă care nu e foarte împovărătoare pentru noi, așa este. Acum și taxa aceasta, așa cum este ea, acum este pe alocuri nedreaptă. Ei au spus lucrul ăsta să fie fiindcă ceva ce e negociat cel mic cu ei. Și cel mare plătește la fel. Și nu-i normal. Asta nu-i normal. Da, nu-i normal, fiindcă nu poți acum o mașină de 1100 cm3 să o compari cu un tir. Și să plătească același impozit. Că nu merge. Nu-i bine. Trebuie să fie diferențiată pe numărul de camere, pe numărul de stele, pe multe chestiuni. Corect. Nu poți să-i ceri unui om care vinde, are 20 de camere la 2 stele, să-l compari cu cineva de 150 de camere, 200 de camere la 4 stele. Corect. Nu poți să-l compari. Iarăși, v-am spus, eu cred că în următorii ani, dacă nu se ajunge undeva la vreo 5-6 milioane de euro buget pentru promovarea orașului Constanța și a stațiunii Mamaia, cu tot ce înseamnă, de la evenimente, de la calupuri de publicitate, de la prezența la târguri, la materialele fizice, printurile, care se execută an de an și le dăm cu miile de bucăți, ajung în multe locuri din țara asta și în multe locuri din lume. Fiindcă ai nevoie de material de promovare, tot de ce să le face OMD-ul cu stațiunea Mamaia. Fără 5-6 milioane, fără 5-6 milioane de euro, o luăm la vale. Adică ne străduim degeaba. Spre comparație, cooperativa Munca în Zadar. Cât un milion, cât aveți acum? Acum până într-un milion. Până într-un milion, 800 de milioane, să spunem. Da. Deci, în primul rând, taxa, din punctul meu de vedere, taxa turistică trebuie să crească puțin. Trebuie să crească puțin, fiindcă noi o avem mică față de Mangalia și ce jurături primiți. La Mangalia este dublă. Da? Da, și la Euforie este aproape dublă. Taxa de promovare? Nu, taxa de stațiune. Taxa de stațiune. Cea de 1%, de 1%, da? Fiindcă Mangalia are 5 lei pe zi per capita, adică 1 euro pe zi, Euforie are 4 lei pe zi, noi avem la 2,5 lei pe zi. Ce vorbim totuși de Mamaia. În București, din punctul meu de vedere, are o taxă de 2%. Din valoarea fără TVA a cazării și a pachetului de masă. Da? Ei, București e un pic altă poveste. Da, iar gândiți-vă ce prețuri are București. Da. Fiindcă 2% aplicat pe 60 de euro este una, sau 1% la noi aplicat pe 60 de euro este 60 de cenți, să spun așa, eurocenți. Da. Și 2% din pachetul de cazare și de masă în București, unde este cam 150-200 de euro, face socoteala. Da. Este mult mai mare decât a noastră. Deci, odată,
taxa turistică ar trebui să crească, să se extindă și pe pachetul de masă. Și doi, taxa de promovare achitată de operatorii economici trebuie să ajungă și în Constanța. Să se extindă și trebuie în Constanța. Să se diferențieze pe mărimea business-ului, odată, și doi, trebuie să intre în foarte multe coduri CAEN în această taxă. Acum foarte mulți nu o plătesc, deși fac profit în stațiunea mama. Adică să nu fie numai restaurant. Cei cu publicitatea. Publicitatea nu plătește nimic. Deși culmea ea se adresează... Ce publicitate? Publicitatea afișată. Cei care pun panouri? Da. Publicitatea afișată nu plătește nimic și ei, culmea, se adresează turiștilor. Adică ei iau bani de la turiști. Nu e foarte complicat să-i băgați, nu să e băgați foarte, nu e foarte ușor, trebuie să existe decât voință. Păi, atâta tot. Ați discutat cu primarul Constanța? Nu, n-am discutat deocamdată. Urmează să discutăm. Deocamdată trebuie să discutăm în interiorul OMD-ului. Acum eu am o discuție amicală cu dumneavoastră. Vă spun că trebuie să ajungem la o anumită cifră. Eu deja, după 2 ani de zile, convine sau nu convine, am înțeles acest fenomen. Dacă stai pe la OMD și începi să faci toate lucrurile acelea, ușor, ușor, mintea te duce încât să pricepi fenomenul. Și îți dai seama cam de ce e nevoie. Mă lovesc și de prețuri. Cam știu cât ar costa o campanie organizată pe 5 luni de zile, pe 2 luni de zile, când e nevoie, când nu e nevoie, ce avem nevoie să facem în stațiune încât turiștilor să le placă a petrece timp în stațiune, să se întoarcă cu drag. Avem porțiuni de stațiune în care nu se întâmplă nimic. Pur și simplu. Noi suntem concentrați acum Casino și Perla. Dar în partea cealaltă nu se întâmplă nimic până la cluburi. Și acolo trebuie să ajungem undeva în zona hotelului Rex să facem ceva. Fiindcă și acolo sunt foarte multe hoteluri cu foarte mulți turiști care plătesc taxa turistică. Noi acelor turiști încă nu le livrăm ceva. Îi punem să vină pe jos la plimbare până la Casino. Ceea ce nu e normal. Doi, trebuie să începem să facem ceva în piața Ovidiu, în portul Tomis, aici în zona centrală, să intervenim noi ca și OMD. E, pentru toate treburile astea, dacă vrei să le faci organizat de la 1 mai la 1 octombrie sau 1 noiembrie și cu niște accente în perioada Crăciunului, ai nevoie de bani. Iar și mai sunt iarăși coduri CAEN, că de acolo plecasem cu discuția, care nu participă la taxa de promovare. Publicitatea a spus și mai ceva ce vă vine mai aminte? Sunt, le aveam eu notate. A, PECO-urile nu participă și hipermarketurile. Păi avem turiștii care se duc toată ziua bună ziua și la mall și la PECO, care funcționează ca NES-ul, 3-in-1. La PECO odată se vinde combustibil, a doua oară este un magazin cu bărfuri generale și trei fac și alimentație publică. Deci au trei coduri CAEN și câteva PECO-uri, cel puțin gem de turiști toată vara și încasează de la ei, turiști pe care noi ne străduim să-i aducem. Orașul acesta și stațiunea aceasta nu este a OMD-ul, stațiunea nu este a primăriei, nu este doar, nu doar eu reprezint această stațiune. 300 și ceva de mii de constanțeni reprezentăm stațiunea asta. Trebuie să ne gândim cu toții. Hipermarketurile, la fel, pe ele gem de turiști și mall-urile. Se face aprovizionare acolo cu plasele. Uitați-vă la numerele de mașini din parcarea unui hipermarket. Așa, într-o vinere sau într-o sâmbătă. Eu încercam astăvară să cumpăr de la Lidl, dau un exemplu, de acolo, da, de la Delfinariu. Nu erau numai turiști și încărcau mașinile. Și nu mai găseam apă plată. Bine că ați găsit loc de parcare, că de obicei am mai găsit, am mai învârtit, am găsit parcare, dar nu mai găseam marfă. Și era o coadă la casă acolo și cumpărau turiștii. Era așa o efervescență în shopping de nu-ți venea să crezi. Oamenii așa nu plătesc nimic. Nu știu, în Poiana, Brașov, plătesc este scoare. Taxă, este, da? Taxă, dar cred că este numai turistică, da, deocamdată. Am înțeles. Ori o eliminăm pe aceasta a patronilor, ca să spun așa, și lăsăm numai taxa turistică, dar atunci avem o problemă, fiindcă o vor încasa numai hotelierii și cei care au contact cu turiștii și sunt foarte multe activități care doar vor beneficia de ea. Iarăși, nedreptatea și chestiunile injuste o să fie pe masă. Fiindcă, da, atunci când pui o taxă, ea trebuie să fie cât de cât ușor cuantificabilă, justă și să fie proporțională. Nu poate unul care pare business-ul mic să plătească ceva comparabil cu unul care are un super business acolo. Nu merge. Sau alții, așa cum spune, să nu plătească deloc. Deloc. Dar sunt mulți care nu plătesc deloc. Este o discuție care, da, trebuie avută. De pildă, evenimentele, festivalurile, nu plătesc nimic. Acelea cu profit, mă refer. Vă dau un exemplu. Au fost foarte multe evenimente, foarte multe festivaluri în stațiune. Cele cu profit, care nu plătesc. Da, dar ele pot spune așa, domnule Mândire, ele vă aduc turiști. Nu aici. Neapărat. Da. Nu este dovedită treaba asta. De prima dată era stațiunea. După aceea au venit festivalurile. Nu, prima dată au fost niște festivaluri în câmp și s-au construit niște hoteluri după festivaluri.
nu funcționează această judecată. E un pic de discutat. Este un pic de discutat. Uite-ți și totuși te reaplătesc. Ca să nu vorbim de Constanța. Da, Bișprizul. Vin acolo, ei creează turiști. Cum și nevărsii aici. Se poate spune că, nu știu, ei aduc 70.000. Nu erau aici. Nu sunt 70.000 de turiști. Aceasta este împreună cu constanțenii. 70.000 de... Dar înainte de nevărsii, cumva, stațiunea era goală și orașul era gol la începutul iulie. Dar nu erau 70.000 de oameni. Nu se strângeau 70.000 de oameni pe plajă. Adică eu și cu dumneavoastră și cu colegul dumneavoastră din regie nu ne duceam pe plajă să dansăm. Da, organizat. Și să consumăm, dar aici, să facem ceva. Nu, să... consumăm în altă parte în acea sâmbătă. Nu consumăm pe plaja modern, da, consumăm sunt, undeva sunt în Mamaia. Sunt turiști din cei 70.000, nu știu. Dar ei veneau oricum. Nu, cred că nu mai... E o discuție domnul aici, dacă vă nu o să... Domnul Hagi, la început de iulie, în weekend, orice weekend din iulie, de la 1 iulie începând și așa, orice weekend este plin. Nevărsiul nu este luni, marți, miercuri. Eu vreau să văd în felul următor. Un nevărsit în mai sau la finalul lui septembrie, luni, marți, miercuri. Acolo este valoarea turistică. Când vii pe vârful de sezon, te-ai așezat în weekend, când se știe din toate timpurile că stațiunea e plină, dar ei au venit în baza unui calcul economic, n-au venit să ne ajute. În Constanța. Să ne înțelegem bine, n-au venit să ne ajute. Au venit în Constanța, fiindcă se știa că e business în Constanța, după cum și bulgarii au venit să facă un festival de muzică retro. Beach Please s-au dus în Costinești. Acolo au găsit o mare aglomerație. Nu au mai găsit aici. Beach Please a avut discuții cu Constanța. A vrut aici? Ar fi vrut aici. Vă spun eu, la Beach Please au fost 100 și ceva de mii pe 4 zile. Da, 120 de mii, spune. Să spun 100 de mii. Da. Sunt 30 de mii pe zi? Da. 30 de mii pe zi. 25-30 de mii. Da. Vă dați seama câtă, ce amploare, câtă investiție s-a făcut cu parcare, cu tot ce a fost pe acolo, că au trebuit făcute foarte multe lucruri. Cumpărat terenuri, exact. Fac drumuri și așa mai departe. Deci, da, ar fi vrut să o facă la Constanța. Le-ar fi fost mai simplu aici, da, pentru că avea infrastructură. Nu mai există, și nu era și mai simplu să ajungi să, era să mai pleci simplu. De acolo. Acum ei puteau să vină să facă exact ce a făcut și Nevărsiu, pe plaje. Dar ei l-au vrut în aceeași perioadă și s-ar fi canibalizat. Adică nu merge să faci Nevărsiu în primul weekend din iulie și să vii cu Beach Please în al doilea weekend, fiindcă nu mai vine lumea atât de repede și atât de mult și cu atâția bani, fiindcă te doare capul după 4 zile. Adică s-ar fi bazat numai pe elevii de liceu și de școală generală de gimnaziu, da, câțiva tine studenți, are un cam așa, așa ceva. Mai, deci chestiunile mai astea tânăr, că mai... din cauza sau datorită unui festival s-au umplut orașul, s-au umplut stațiunea, nu rezistă. Stațiunea era dinainte plină. Când se vine undeva, se vine tocmai datorită faptului că sunt turiști. Deci să facă festivalurile, spuneți, la capătul de sezon. Da, din punctul meu de vedere, marcul adevărat la capătul de sezon este și, v-am spus, luni, marți, miercuri. Și atunci vom vedea câți vin. E da, weekend, ar putea să ne furnim... vin la mare, nu-i chiar. E, da, nu păi și bulgarii au venit, fiindcă și ei au vrut să facă în Constanța, veneau din Varna. Da? Și au spus că este business-ul mai bun în Constanța, fiindcă românii participă mai mult la treaba asta. Și am întrebat, dar câți turiști aduceți voi din străinătate, dacă vreți să faceți acest festival? Că îl doreau undeva în parcarea de la poarta 1, cealaltă parcare de la plaja modernă, o chestiune integrată. Da? Muzică retro. Da? Și au spus, vrem aici, fiindcă aici se vinde mai bine. Adică vinde mai multe bilete, consumația ar fi mai mare, românii vin din toată țara pentru așa ceva. Citeam undeva că românii sunt mari cheltuitori când se duc sunt, în concediu, sunt, vor 4-5 stele, da, francezii înțeleg că mai... Ei nu se duc niciodată în vacanță conform a ceea ce au acasă. Da? Nu? Întotdeauna se duc superior. Mi-a spus niște francezi care au venit aici într-o emisiune, am întrebat după unde ați fost cazați. În Costinești. Ei vă trebuie în Constanța. Stai un pic, că nu înțeleg de ce. S-au uitat la prețul. Prețul era vreo 20 și în Costinești era cu vreo 5 euro. Nu mai ieftin. Nu există așa ceva la români. Adică... Cred că a dat mai mult pe transport. Da, 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 microbus. Că, noi când mergem, economia mergem în inițială centru. Se traduce într-o pagubă ulterioară. Așa, sunt convins că așa a fost. Așa este pe peste tot. Dar ei au făcut o sucătără, da, 5 euro. Și-au planificat și-au organizat ei vacanța, dar la final când au trebuit să ne-au cheltuit mai mult. Categoric. Da. Și asta citeam, că românii... Asta e cu festivalul, v-am spus. Să vină în mai și în septembrie, luni, marți, miercuri și vom vedea puterea unui festival. Da. Dar de până atunci, interesant atunci e de acest taxă de promovare pentru toată lumea. Eu n-am văzut ca Nevărsiu să promoveze și Constanța și Mamaia, ei își promovează festivalul. Festival. Ei nu vorbesc despre stațiune, nu spun cât de frumoasă e stațiunea sau cât de frumos e orașul. Ei bine, în Constanța, de ce să vorbesc de Mamaia, nu? Vorbesc frumos de Constanța. Deci trebuie frumos să aduci ceva să în comunitate. Am înțeles. Trebuie să aduci ceva în comunitate. Eu nu văd de ce orice trebuie să vorbesc de Mamaia. Orice companie. Da. Păi dar unde credeți că dorm foarte mulți din
clienților. Vorbesc frumos de Constanța, să știți. Dar unde dorm? Unde sunt cazați? Nu cred că Constanța are capacitatea de cazare. I-am întrebat. Precum se laudă că vin turiști de peste Dunăre, că cei care sunt din interiorul Dobrogei nu se cazează. E posibil să și mai. I-am întrebat la conferință dacă sunt probleme cu cazările și a spus la Cluj avem probleme, pentru că e orașul mic. Clujul are... Da. Locuri de cazare mult mai multe decât municipiul, da? Constanța. S-au spus și că au probleme. Noi care avem 2000 de locuri de cazare, care oricum sunt pline și cu cei care nu se duc la nevărsii, vă dați seama că baza de cazare este în stațiunea Mamaia? E posibil să fie. Au spus că nu sunt probleme cu cazarea, pentru că e și stațiunea Mamaia. Și Mamaia Nord, da. Poți să și orașul mare, cred că Costinești, poți să vii și din Vodari, pardon, poți să vii și din Mangalia și din Neptun, Olimp, Jupiter, Saturn. Asta cred că a fost și un atu atunci când au organizat nevărsie. Domnul Hagi, întotdeauna când se fac cheltuieli mari, nu le face nimeni din hobby. Toată lumea le face după un calcul de business. Valurile sunt organizate de niște societăți comerciale. Bineînțeles. Și o societate comercială are... Și nu o societate comercială care, să spunem, că face afaceri în agricultură și câștigă 100 de milioane de euro pe an și hai să piardă vreo 2-3 milioane de euro la un festival așa de hobby. Ei nu! Festivalurile asta fac și principala lor sursă de venit este profitul de la acele festivaluri. Și sunt companii mari care se gândesc foarte bine înainte unde se duc, de ce se duc. Și asta explică totul de ce au venit la Constanța. Constanța e un oraș cu potențial financiar datorită constanțenilor, pe de-o parte, și datorită turiștilor care sunt în weekendurile de la început de iulie, sunt nenumărați aici. Eu v-am spus, de ce n-au ales să-l facă la începutul lui septembrie? Pentru că începe școala la începutul septembrie. Lăsați că școala începea nimeni. Înainte pe 15, acum pe 14. Începe pe hai să-l facem pe 3 septembrie. Nu poți să-l aduci, că începe școala. Școala începe pe 9. Îi aduci pe 3 și stai până pe 6. Nu... În mai e școală, sunt examene. Nu, chiar nu poți să-l facem. Înțeleg pe 30 punctul dumneavoastră de vedere. Îl înțeleg. Îl înțeleg și pe al lor. Da. Deci al lor este strict financiar. Probabil că dreptate undeva la mijloc. Mi-a spus un om deștept odată, de fapt... Dar după dumneavoastră trebuie să plătească vreo taxă turistică? Stați un pic să vă spun ceva, că pare că demonizăm așa oamenii de afaceri sau firmele. Nu-i demonizez. Nu, ca să înțeleg. Un om deștept a spus odată că o firmă are trei rațiuni de a exista. Să facă profit, să facă profit, profit și să facă profit. Asta trebuie să facă un SRL. Profit din care plătește taxe la stat. Avem acum o zvâcnire. Avem un efort comun al orașului și al stațiunii Mamaia prin Omede de a încerca să punem la punct ceva, să facem ceva. Nu e normal să participe toată lumea. Nu e normal ca la acest demers nobil să vină și ei să ajute. E normal să aveți discuții cu toți actorii. Eu sunt convins că așa cum am mirat acum mulți ani că voiau hotelierii să plătească o taxă de promovare, se poate ajunge la o înțelegere între toate părțile, astfel încât toate să fie mulțumite. Că dacă spuneți, hai să plătească la, nu știu, 10.000 de euro pe an, poate e mult. Trebuie să existe o discuție, știu, exagerez, dar de dragul discuției. Sunt convins că se poate ajunge la o înțelegere între toate părțile implicate. Și 3 euro. Dar trebuie să participi. Trebuie să fii și tu acolo. Mult puțin, trebuie să fii acolo. Deci nu merge să te exonerezi de treaba asta, să spui că eu n-am treabă, eu oricum aduc ceva. Că nu putem să-i verificăm, noi nu avem acces la datele lor, să vedem buletinele de acolo. Că vreau să văd eu câte buletine de dincolo de Dunăre sunt. Degeaba văd buletine din Megidia, din Topraisar, din Valul lui Traian, din Ovidiu și din Cogălnicianu. Din Topraisar și din Megidia vine aici la fiecare zi să facă. Nu, la nevărsii vine. Păi da, eu vreau vine să văd intrările. Vine la să văd și eu, deci în afară de constant. E vorba de biletul de intrare, că cei mai mulți bani sunt pe biletul de intrare. Nu știu asta. Așa. Și trebuie să vedem câți au venit din afara Dobrogei. Bă, dar n-aveți discuții cu cei de la nevărsit și alte festivaluri? Serios, nu stați la masă când nu vă întâlniți? Nu aveți dialog? Nu am contact cu ei. Nu? Păi? Nu am contact cu ei. Acum nu trec la... Noi nu avem puteri reale în lumea materială. Noi nu autorizăm pe nimeni, nu ștampilăm, nu contrasemnăm ceva. Asta are primăria cu ei. Suntem OMD-ul, noi ne vedem de treaba noastră. Da. Eu v-am spus că trebuie să ajungem la o anumită cifră. Poate fi contestată cifra mea. 5-6 milioane de euro. Da, dar dacă vă pun pe hârtie din aproape în aproape, cu toate capitolele bugetare, cu tot planul de acțiuni și activități, cu toate obiectivele, vă dau un exemplu acum. Trebuie să ne apucăm de concursul național de soluții pentru logo-ul și sloganul orașului Constanța. Ați terminat cu Mamaia? Am terminat cu Mamaia. Trecem la Constanța. Nu e normal?
Așa. Păi dacă nu plătește nimeni în Constanța, de ce normal? Plătesc turiștii acei 1% puțin, v-am spus doar 5% din total. 2.000 de locuri de cazare. 2-3.000 de locuri de cazare, da. Câți turiști sunt. Ce loc o să faceți cu 2-3.000? Nu știu, va rezulta din concurs. Păi n-aveți bani. O să vă o să fac rost de bani. Nu. Da, o să fac rost de bani. O să vă invit să faceți parte din cei intervievați pentru brieful de creație. Fiindcă se va face o cercetare. Sunt specialiști mai buni decât mine, eu nu sunt. Nu, că nu o să fiți dumneavoastră singurul. Am înțeles, nu, da. Deci, aveți la cine să apărați, ați făcut așa de persoane. Cu mama aia. O să participe 100 de persoane, cam toți factorii interesați. Și plus după aceea va fi și un sondaj. Da. Pe 600-700 de persoane. Deci logo doar și... sloganul asociat. Logan. Dar logo-ul e important, sloganul asociat vine imediat după. Cel mai important lucru aici este să facem brieful de creație, adică poziționarea orașului. Asta se face printr-o analiză sociologică, o cercetare în profunzime, focus grupusuri, interviuri în profunzime, analiză sociologică și tot așa. Durează vreo lună, o lună și ceva, durează. Și trebuie să participe oameni din presă, oameni din administrație, oameni de la muzee, oameni de cultură, arhitecți, cei din publicitate, cei din turism. Una peste alta, eu mi-am făcut o listă acolo, cam cu vreo 100 de persoane care va trebui să fie intervievați și analizați, ca să spun așa, de către o firmă sau un sociolog pe care o voi selecta. O să vă ia foarte mult timp să vorbiți cu 100 de oameni, luni de zile. Nu, păi de ce luni de zile? Vreți să faceți, terminați asta, se termină zile, da? Mai mulți oameni pe zi, da. Am înțeles. Păi o ia de dimineață de la ora 9 până la ora 5 după miază. Mi se pare că e mult de muncă, da. Este mult de muncă. O să dureze. Iar după aceea se va lansa brieful de creație, concurs național, anunțăm în toată țara și vor veni propuneri. Da. Vor veni propuneri. Este normal ca municipiul Constanța să aibă un logo turistic. Și să facem distinție între logo-ul turistic și sigla orașului. Tema orașului, ceva diferit. Tema orașului, ceva oficial. Acesta este o chestiune care are legătură cu turiștii. Care trebuie să fie după aceea din aproape în aproape, peste tot, pe totemurile orașului. Operatorii economici ar trebui să-l folosească, așa cum cei din mai au început să-l folosească din aproape în aproape. La început am alergat și m-am oprit să respir soare și apă. Am învățat dansul în ritmul valurilor și am râs de poftă. Am respirat adânc aerul proaspăt și am explorat. M-am relaxat și am visat cu ochii deschiși. M-am întors pentru că mi-era dor de locul în care vara prinde viață. Ultimul an observăm un fenomen care este din ce în ce mai prezent, vandalizarea acestor platforme de gunoi și ale acelor clopote, unde practic se aruncă peturile și sunt cetățeni care nu sunt cetățeni ai orașului Constanța, care vin, vandalizează, încearcă să scoată acele peturi, întorc clopotele și pe lângă faptul că distrug acele clopote, lasă și foarte multă mizerie, creează un disconfort tuturor celor care locuiesc în zonă și nu numai, tuturor cetățenilor. Avem clar nevoie de toți cetățenii orașului Constanța și nu numai. Dacă au poze, dacă au filmări, suntem deschiși și acționăm instantaneu atunci, în momentul în care primim aceste filmări, ca să încercăm să stopăm acest fenomen, pentru că acest fenomen nu este altceva decât vandalizare și furt, care, bineînțeles, se pedepsește conform legii, iar curățenia și ordinea la noi în orașul Constanța sunt nenegociabile. Adică păstrăm și spiritul, dar și litera legii. Terminați cu logo-ul anul viitor? Eu vreau să termin cu logo-ul orașului Constanța undeva până la 1 mai. 1 mai. Deci mă voi apuca de treabă undeva în octombrie cu această analiză sociologică,
Cred că undeva în decembrie sau în ianuarie urcăm pe microsite povestea și o anunțăm public în toată țara și cred că până la 1 mai o să avem un câștigător. Da, și un manual de identitate vizuală. Interesant. Vom reveni și noi cu detalii. Trebuie să facem lucrurile acestea, că toată lumea vede numai evenimentele. Acelea sunt vârful icebergului. Dar noi facem foarte multe lucruri care țin de planificare, de organizare, lucruri care nu se văd neapărat, dar contribuie la imaginea generală. Contribuie, cu siguranță, da, da. Cu o echipă mică. Aveți acolo echipă destul de... Trei persoane. Am fost 4, o persoană a plecat, am rămas 3 și cu mine. Trei și cu dumneavoastră. Trei fete, trei doamne. Trei fete. Care sunt, da, de... Vreau să mai scot un post acum, o să-l anunț public, cred că în octombrie am nevoie... Angajările la OM de Mamaia Constanță să fac public dacă n-am scris la anunțuri. Nu vine lumea că salariile nu sunt foarte, foarte mari. Dumneavoastră, da, vreți și salarii mari? Păi ce facem aici? Păi unde normal, suntem? Întâi salarii suntem mari, după ce vedem ce salarii mari. Suntem la Constanța, salariile sunt mai mici, normal să fie așa. Deci vreți să mai scoateți și vă la... Da, ceva pe tehnic administrativ, fiindcă am nevoie. Am înțeles. Așa, nu putem să terminăm emisiunea aceasta fără să discutăm despre celebra declarație a domnului primar, că nu prea a făcut un calcul. Nu prea m-ați nimerit, fiindcă eu am plecat din sală. Dumneavoastră n-ați fost în sală. Eu am fost la dezbaterea cu taxa de salurizare. Am stat până la ora 5 acolo și la un moment dat am întrebat ce mai urmează. Eram la momentul discuții libere. Și am plecat, fiindcă aveam treabă la OMD pe la ora 5. Și n-ați văzut tot contextul. N-am văzut-o. Ca și dumneavoastră și ca mulți alții, am citit în ziare despre ea, dar din ce se înțelege, nu știu, mi-ar fi trebuit tot contextul, să văd cam cu vreo 10 minute mai înainte, să văd de unde a plecat. Să nu discutăm despre ce a spus primarul, pentru că nu este aici primarul și nu e frumos. Turiștii aduc un beneficiu financiar Constanței sau un astfel de beneficiu sau nu? Turismul în general. Cu evidență, da, dar se facă diferență între turiști și sezoniști. Cei care vin la negru, cei care nu plătesc nimic. Cei care vin nimic la negru, care nu plătesc nimic și nu consumă produse turistice numite cazare, mese la restaurant și alte produse turistice, sunt sezoniștii. Cei care vin, care se cazează la particular, stau cu la grămadă în curte acolo, se duc cu plasele de pe la metro și fac grătare în curte. Aceia, de fapt, consumă plase mai mult. O spunea un hotelier, mă scuzeți, că vin și cu apa plată unii la el în hotel, nu era în Constanța. Și i-a întrebat, domnule, de ce vin cu apa plată? Fiindcă frigiderele din cameră sunt mici și acestea au fost discuții și probleme care s-au reglat deja în stațiunea Mamaia, sunt valabile pe alte stațiuni. Frigiderele tip bar nu permit sticle de 2 litri înăuntru, dacă și este, au fost puse de către hotelier special pentru așa ceva. Ca să nu încapă marfă mult în frigider. Fiindcă hotelierii, știți ce au mai făcut? Hotelierii, când nu prea aveau bani, erau judecați aspru de către agențiile de turism. Agențiile de turism le luau numai cazarea, nu îi interesa absolut deloc masa, și le spuneau turiștilor, vă faceți cumpărături, aveți frigidere în cameră și faceți ce vreți acolo. Și a funcționat ani de zile. Și hotelierii se plângeau, fiindcă ei nu scoteau profit pe restaurant. Din momentul în care hotelierii au trecut câțiva ani succesivi, în care au făcut profit și firmele lor s-au așezat bine, s-au mai creditat la bancă și au mărit numărul de stele, de la 3 au sărit la 4 stele, încât au pus să ceară prețuri mai mari, au investit și în restaurante, au obligat agențiile de turism să cumpere mic dejun sau pensiune completă. Din momentul în care ai plătit 3 mese la restaurantul hotelului, nu ți mai arde să faci cumpărături. Nu mai ai de ce. Da, dar poți sta la negru într-un apartament care nu e fiscalizat deloc. Acela e turist. Poftim? Acela e turist. Cel care vine și... La apartamentele din Mamaia, acela e turist. Acela lasă banii proprietarului de apartament. Cei mai păguboși sunt cei care stau la case în zona de lângă plajă, în Constanța. Cei care erau pe cheie înainte. Am înțeles, deci vin și stau într-o cameră dintr-o casă cu proprietarii acolo și sunt de pe un proprietar. Casele vechi au cam 6 camere. Da. Proprietarii sunt bătrâni, acum ei folosesc și o cameră și pun la dispoziție bani și se niște spală bani după aceea, exact, la poartă, la robinet, folosește baia, ies la niște plimbări scurte, se duc pe plajă, se duc la alimentară, fac grătare în curte, ascultă muzică seara. E o sărbare câmpenească într-o curte, da, să spun turism, așa. Păi nu e turism, acelea sunt sezoniștii. Dumneavoastră știți foarte bine. Da, Constanța a funcționat pe baza sezoniștilor, era plin. Da, toată lumea făcea, sau mulți făceau bani. Turiștii sunt turiști, turiștii aduc impozite și taxe. În primul rând, prin ceea ce plătesc ei, se duce fiscalizat și pe unitatea de cazare, și pe restaurant, și pe toate unitățile care furnizează servicii conexe, se duc taxele și impozite. Generează locuri de muncă. Sezoniștii nu generează niciun loc de muncă.
Asta e problema cu ei. Nimeni nu face curat după ei acolo în curtea respectivă, nimeni nu le gătește, ei se gestionează singuri. Rămân niște la bani la gazdă. Da. Rămân niște bani la gazdă și niște bani pe la hipermarketuri. Da. În rest, nu îi mai încasă. Dar hipermarketul cu aceiași salariați vinde. Și dacă sunt sezoniști și dacă nu sunt sezoniști. Hipermarketul nu angajează oameni în plus pe timp de vară pentru faptul că apar câteva zeci de mii de sezoniști. Nu. Fiindcă în Noianul, în fluviul de oameni care trece pe la hipermarket, că mai apar și niște sezoniști, chiar nu mai contează. Eu cred că la așa ceva s-a referit primarul. Fiindcă discuția asta nu a avut doar la primar. Eu am auzit-o la multă lume legată de turismul la negru. Am înțeles. Am auzit și la patron și da. La multă lume am auzit. Sunt convins, da. Păi primar, nu mai invităm în emisiune, că știm că nu vine, dar dumneavoastră vă mulțumim. Eu zic să perseverați, poate vine. Nu. Ați văzut ce surpriză a avut domnul Tatu? Da, prima dată când a venit. S-a dus, da. Nu a venit în campania asta, dar s-a dus la începutul toamnei. Nu vă spune oare ceva că aici nu vine de 5 ani de zile? Asta păi și Tatu are 4 ani de zile. Adică da. Nu e și mult mai tânăr decât dumneavoastră. Ceva, avea și 4 ani. Nu va veni vreodată. Nu va veni? Da. Dar asta e altă discuție. Okay. Eu țin să vă mulțumesc pentru prezența aici în emisiune și sunt curios să vedem dacă se schimbă ceva la anul. Sunt convins că se vor schimba unele lucruri. Nu ne uităm, vă să ne uităm pe cifre. Da, așteptăm și cifrele de la DGS. Trebuie să vedem ce vom face în plus în 2025 față de 2024. Că ați observat, în 2024 am făcut lucruri în plus față de 2023. Eu asta mi-am propus, să creștem în fiecare an cât o să ne permită bugetul. Le notăm, ține minte și discutăm anul viitor. Știm ce am făcut anul acesta, se știe. Da. Vedem ce datele de la statistică și... Și ce vom face în 2025. Cu siguranță asta e important, să crească stațiunea. Bun, mulțumesc încă o dată pentru prezența domnului Mândire și dumneavoastră că v-ați uitat. Să aveți o zi excelentă în continuare.